for prayer. Părintele nostru din ceruri, dear Father in heaven, îți mulțumim pentru această ocazie. We thank you for this occasion. Te lăudăm în numele Domnului Hristos. We praise you in the name of Jesus. Pentru lucrarea pe care tu o faci pe pământ cu noi oamenii. For the work that you do through us people. Te rugăm să fii prezent prin Duhul tău cel sfânt. We pray that you may be present through your Holy Spirit. Să ne conduci mințile, cuvântul. Please guide our minds and the word. Pentru a-ți da laudă și onoarea care ți se cuvine. So that you may be praised and honored as because you are worthy. În numele Domnului Hristos. Amin. In the name of Jesus. Amen. Mulțumesc. La loc. Posibil că vă așteptați să vă spun câte ceva despre mine. You probably expect for me to say something about myself. E cea mai grea parte. It's the hardest thing. Dar totuși voi face ceva. But I will try. Vorbim despre alții și despre altele. Pe scurt, so, briefly, sunt un îndrăgostit de proiectul Integritas. I'm in love with this project, Integritas. Modelul Medicinal. Yes, the Medicinal model. Numai la așa ceva nu am așteptat. Scuze. Excuse me. Asta este viața. That's life. Să nu vorbim frumos despre ea, că ne împiedică. We shouldn't talk bad about life, even though sometimes it hinders us. Revin. Sunt un îndrăgostit de proiectul Integritas. I'm in love with this project, Integritas. Ca atare, am ajuns să fiu și acum în fața dumneavoastră. And that's one of the reasons I'm here in front of you. Dar vreau să mai spun ceva și cu asta închei prezentarea mea. I want to say one more thing and that will close the presentation about myself. Sunt îndrăgostit de Biserica Adventistă de ziua șaptea. I'm in love with my church, with the Seventh Day Adventist Church. De această mireasă frumoasă descrisă în Apocalips. Of this beautiful bride described in the Book of Revelation. Însă uneori mai primim răni la mâini. But sometimes we get hurt maybe. Așa scrie profetul. That's how the prophet describes it. Pe care iubești. Those whom you love. Pentru că mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Because I'm here with you.
în cea mai mare parte se datorește lui Raquel. It's mostly because of the translator. Ea este o fată deosebită. O cunoaște. Pe care l-am pregătit. Să-l așez sau îl așez sub umbrela a două citate celebre. Primul. First one is alimentul tău să fie medicamentul tău. Let food Hipocrate. Medicine by Hippocrates. Yep. Și al doilea. And the second one. Dacă aș ști că mâine vine Domnul Iisus, astăzi aș planta un pom. Luther. În primul rând, se potrivește pentru tema, pentru materialul care îl prezentăm în acest seminar. And they really fit with the seminar that we'll be presenting today, workshop. Dezideratul lui Hipocrate. Teza lui Hipocrate. Yeah, the Hippocrates thesis. Alimentul tău să fie medicamentul tău. Let food be thy medicine. Fructele mici, small fruits, ale arbuștilor fructiferi, of bushes, împlinesc acest deziderat. They somehow fulfill this saying. Aliment și medicament în același timp. Food and medicine all at once. Iar ce spune Luther? And what Luther says? Cu mulți, mulți ani în urmă, 500 de ani în urmă, și care credea în a doua venire a Domnului Iisus Hristos, se potrivește cu atât mai mult nouă astăzi. It's more fitting for us today what he said long ago. Noi așteptăm să vină mâine Domnul. We expect the Lord to come, maybe tomorrow. Dar datoria noastră este ca azi să plantăm un pom. But our duty is to plant a tree today. Iar arbuștii fructiferi despre care vom vorbi, and fruitful bushes or yeah, împlinesc mai repede așteptările noastre. They have quicker results or quicker harvest. Yeah. De la plantare și până când fructifică. So from the time you plant them till they bear fruit, nu trec 3, 4, 5 ani, it doesn't take 3, 4, 5 years. Și putem să obținem rod chiar în anul respectiv sau anul următor, 2 ani. But we can expect fruit even from the first year or the second year. Materialul care l-am pregătit pentru această ocazie. So the material we have prepared for this occasion. L-am gândit în într-o manieră sintetică. I've synthesized it. De fapt, sunt trei tabele, să le spun așa, liste. I've prepared three lists. În prima facem o trecere în revistă a speciilor pomicole care intră în grupa fructe mici. So, in the first part, he's prepared a list of species that fall into the category of small fruits. Deci este necesar
facem cunoștință cu ele. We need to know which are those species. Al doilea tabel l-am gândit în sensul de a surprinde ce este important. The second part, I've planned it so that din punct de vedere biologic și agrotehnic, so that we may understand what are the main characteristics, agrotechnical characteristics, pentru principalele specii, for the main species, cele care sunt în cultură în România, pe astea le știu yes, mai bine. Yes, he's chosen the ones that are mostly cultivated here in Romania. Iar în final o mică schemă, să-i spun așa. And at the end a little sketch or a little outline. Privind lucrările necesare, deci agrotehnica propriu-zis. Yeah, about the yes. Cultivare. How to actually cultivate them, how to prepare the soil and all these technical aspects. De la înființarea plantației, de la plantat până la recoltat în from establishing an orchard or a field to harvesting. Acestea fiind spuse, doresc să aveți și dumneavoastră aceste materiale de sinteză, oare? Yeah, with that being said, we also want to offer you this synthesized information. Și apoi să avem o dezbatere, voi continua cu o mică prezentare și apoi o dezbatere în jurul a ceea ce aveți dumneavoastră. Then I will present what I have to present and after that we'll have a discussion session where you can ask questions. And putem să le repartizăm. Yes, so I have written handouts. I have it in Romanian and in English, so eventual, la doi, you may choose. Okay, these are English and these are Romanian, so you can just hand them out. Mulțumesc. I hope they're enough for everybody, otherwise you can share and come to me later for more. Yeah. Dacă vreți mai târziu, acum nu, acestea sunt toate care le-am acum, dar mai am una în limba română, dacă vreți. Da. Să colaboreze și prietenii. Ok. Dacă se doresc copii extra mai târziu, veniți la mine și vă mai printez. N-am știut exact câtă lume să fie. So if you want extra copies, please come to me afterwards and I'll print some more. I didn't know how many people would come, so yeah. Continuăm, da? Yes, we continue. Înainte de a analiza pe tabelele primite. Okay, before analyzing or getting into our charts. Mai vreau să spun câteva lucruri despre cultura acestor fructe mici. I would like to tell something about the crops, these small fruit crops. Importanța lor pentru noi. How important they are for us. Doar câteva cuvinte. Just a few words. Am prezentat deja că arbuștii fructiferi, fructele mici, ca să asimilăm small fruits. Sunt adevărate plante medicinale. Are really medicinal plants, yeah. They have și medical properties. Vă veți uita pe primul tabel unde facem lista cu plantele care se încadrează. And you'll see in the first table here on the list with small fruits. Am menționat doar câteva din cele mai importante influențe sau roluri terapeutice ale lor. I've just listed a few of the therapeutic properties.
Sunt cu mult mai multe. Un asemenea tabel nu there are a lot more, so I could not cover all of the information. Vreau să mai menționez că față de alte fructe sau legume proaspete, compared to other fresh fruit and vegetables, fructele mici pot fi folosite în hrana și în alimentația copiilor după câteva luni de la naștere. Small fruits can be used for children even some months after they're born, so they're safe to use for them as well. Un alt avantaj care vreau să-l subliniez. Another advantage would be că aceste plante sunt puțin pretențioase la cultură, la locul unde sunt cultivate. Okay, so they're not so picky or fuzzy about, you know, soil and și valorifică deci terenurile care sunt improprii altor culturi mai pretențioase, cum sunt legumele, de exemplu. So land that is not very suitable for other crops like vegetables which are more fuzzy or picky. Yeah. Merg foarte bine pe terenurile în pantă și ca atare. Can be used for small fruits, like for example, land that is slanted, yeah, on a hillside. Yeah. Contribuie la combaterea eroziunii. So small fruits, the bushes, they help prevent erosion. Doar un scurt paragraf al unui autor de unde am cules mai multe informații pentru acest material. He'll just read a short quote from the book he's used to gather all this material. Plantarea acestora, adică arbuștilor fructiferi, în apropierea locuințelor. To plant these bushes next to the house or houses. În livezi sau în grădini. In orchards or gardens. Aduce pe lângă asigurarea necesarului de fructe. It gives not only products or fruit to eat. Un plus de frumusețe. It also brings beauty. Diminuează poluarea aerului. It diminishes air pollution. Și pot constitui un element reconfortant pentru cultivatorul amator. And it can be a comforting activity for amateurs. Pare că a știut tema întâlnirii cu frumusețe și fertilitate. Yeah, it seems like he knew the theme of our conference, restored to fertility and beauty. De aceea, toți aceia care doresc să schimbe viața de la oraș, so those who want to move from the city to the country, cea din zona rurală de la țară, to move from cities to rural areas, pentru a fi mai aproape de natură, to be closer to nature, vor găsi un bun început sau vor avea un bun început folosind, plantând arbuști fructiferi. They'll have a good start if they start with small fruits. Pentru că sunt culturi ușoare. They're easy crops to grow. Și aduc rezultate rapid, la scurt timp. And they give quick results. Yeah, you get a quick harvest. Și acum să privim un pic cu cine avem de a face. Okay, let's look at what we have here. Vreau să vă spun de la început că vor fi și mici excepții, dar care au rolul lor. Totdeauna excepția întărește regula. There will be small exceptions to the rule, but yes, there's a saying in Romanian, the exception establishes the rule. Toate plantele, toate speciile prezentate au fructele mici. Yes, all of the species that we present, they have small fruits. Dar se potrivesc, se așează în această categorie. Yeah, but they're classified as small fruits. Prin calitățile și efectele pe care le au fructele. Because of their properties, yeah. Okay. Primul tabel, prima listă, care sunt speciile cu care ne întâlnim sau le încadrăm aici? În românește se numește afinul. Okay, so the first species, I guess this doesn't work. Da. Și dorim și partea cealaltă, care cu albastru și negru. A, deci trebuie comandă de aici.
fin. Okay. Thank you. Mulțumesc. E cunoscut de dumneavoastră, nu? So, blueberries, they're known to you? Folosit de toată lumea. Everybody uses them. L-am așezat în capul listei. We've placed it, he's placed it at the top of the list. Din două motive. For two reasons. A fin în românește începe cu A de la alfabet. In Romanian, blueberry starts with A. It's called a fin. Yeah. Dar ce m-a atras așa mai mult? But what caught his attention? Este la denumirea științifică acolo, vaccinum mirtilu. Was the Latin name vaccinium mirtilus? Mirtilus este motivul. Mirtilus was the reason why I placed it on the top. Pentru că vine de la mirt sau mirți, pomul, boschetul biblic. Because it comes from the word mirt, which is a bush that's mentioned in the Bible. Atât de cunoscut și de folosit în limbajul Bibliei. And it's very well known in the Bible, it's often used in the Bible. Pentru că tufele sau plantele de afin se aseamănă ca și creștere cu mirții, mirtul. Because the bushes, the blueberry plants, they're very similar to the myrtle plant that's mentioned in the Bible. În continuare și aș dori să apară cel roșu. Foarte fain. Fratele lui, care este tot un afin, cu denumirea în românește folosită cu, în exclusivitate, merișor. So, in the next one is the lingonberry, which is a sister plant of the blueberry. It's actually... That might have been that's merișor. Yeah, in Romanian, it's called merișor, which is little apple. That's how it's called. Nu înțeleg de ce biologii nu folosesc denumirea de afin roșu. Yeah, he doesn't understand why they haven't called it red blueberry, because biologically speaking, they're very similar. Dar îmi place și aici denumirea latină sau științifică. But he likes the Latin name as well. Deci este vaccinium, același gen botanic. Yeah, it's vaccinium, so the same family, the same. Dar apare vitis idee. It's vitis idee. Și vitis, de unde credeți că vine? Where does vitis come from, this word? De la viță. Yeah, from vitis. The vineyard, yeah. Deoarece fructele acestea, because this fruit, în cea mai mare parte le vom cunoaște sau le folosim ca și stafide, asemenea stafidelor din struguri. Yeah, we use them the same way as we use grapes. Merișor. We dry them and have... Dar să mergem mai departe, că ne fură yeah. timp. Yes, let's go forward. Următorul. Agriș în românește. Gooseberry. Nebăgat în seamă. It's not very... It doesn't get much attention. Unul din arbuștii care fructele sunt foarte valoroase, dar puțin răspândit. So, their fruit is very valuable, but it's not very... widely cultivated. Aș fi curios în restul țărilor, cel puțin în Europa, cât de cunoscut este. He would really like to know if it's well known in other countries. In Romania they don't use it so much. Okay. Yeah. L-am așezat al doilea. He's put it as the second one on the list. Dintr-un alt motiv. Because creștin. Of another reason, a Christian reason. Nebăgat în seamă. It's not it doesn't get much attention. Dar vine pe poziția a doua. But it comes on the second place. Vioara a doua de multe ori este cea mai importantă. So in an orchestra, the second violin is sometimes very important. Dar să mergem mai departe. Well, let's go forward. Fratele lui mai mare, care ar fi trebuit să fie primul. It's ribes, older brother, aceeași, which should have da. Been the first one. Coacăzu negru, ribes negru. Ribes negru. L-avem pe aici, l-are toată lumea, e foarte cunoscut, well nu known. Mai băgăm în we seamă. Have it also here. Și încă un frate al lor, mai de mijloc, and another brother or sister? Coacăzul roșu. Red currant. Cred că vă sunt cunoscuți. I think they're known to you, right? Yeah. Mai este un frate mai mic, nu apare aici, nu avem imagine. There is one more brother or sister to this species. Coacăzul auriu.
It's the golden current. I don't know in English. Care adesea servește ca portaltoi pentru coacăzul negru sau chiar agriș. Deci, sometimes they use it for grafting other species. Yeah, for agri, pentru care specie? Portaltoi, adică portaltoi, de altoi. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So they use it for grafting. Yeah. De asemenea, este și decorativ în parcuri. They also use it as an ornamental plant in parks. Are niște floricele galbene, așa este și el auriu. It has some yellow flowers. Și tufa de bine decorativă, ceva and frumos. The bush is good for ornamental uses. Să mergem mai departe. Let's go forward. Iarăși bine cunoscutul sau cunoscuta zmeură. Yeah, the well-known raspberry. Ce să mai spun? Mai are un frate care a rămas așa mai african. So, it also has another brother. Adică murul. The blackberry? Da. Le-am așezat în ordinea aceasta datorită denumirii științifice de gen. I've placed it in this order because of the scientific family, yeah. Au fost name. Ribes. So all these species have been ribes. Agrișul, coacăzele în forma lor. The gooseberry and the currants, black currant and rubus. Red currant. Now we have rubus. Rubus ideus, smeurul și rubus specius. Rubus. Murul. So the raspberry and the blackberry. De fapt, murul, aici avem imaginea murului cultivat, murul fără spini. Yeah, here we have a picture of the species that's used for as a crop. It doesn't have thorns, it's thorn free. Yeah. Pentru motive ușor de înțeles. Yeah, it's obvious. S-a răspândit, aceasta se răspândește murul fără spini. This species has cultivat. Been propagated and multiplied. Dar din punct de vedere al fructelor nu este cel mai valoros. But the quality of the fruit, or the fruit is not the most fratele lui tasty. Sălbatic, cel cu spini. The wild one, the one with thorns. Și care în România împânzește aproape toate locurile părăsite care nu le mai cultivă. In Romanian is just invading all waste places. Fructele sunt mai deosebite. The fruit are more tasty and they're more special. Dar mai are și frați mai mici, că sunt vreo 5 specii în general, de aia zice rubus specius. Yes, so there are about 5 species of blackberries. Și aici unde este plantația de mur. We also have a blackberry field. Cei care au lucrat și care lucrează se luptă. Those that are cultivating. Cu niște forme sălbatice de mur. They're fighting the wild species that are trying to invade the place. Dar interesant, fructele lor sunt valoroase și aromatice. But their fruit are more tasty actually. Așa suntem noi oamenii. So that's how we people are. Profitul e mai important decât profit calitatea. Is sometimes more important. Mulțumesc. Mai departe. Let's go forward. Avem chiar imaginile afară amândouă, nu căpșunul doar. We have the strawberry. Nu este un arbust, fructele nu sunt chiar mici. It's nu not intră, a bush, the fruits are not really small. Dar ca și calitate, la căpșun. But when we talk about quality, strawberries. Atât fructele, cât și frunzele, cât și rizomul sau tulpina. Both the fruit and the stems and the the runners, yeah. Au valoare medicinală. They have material acolo. Medicinal properties. Următoarea specie, cu atât mai mult nu intră în categorie, dar e foarte cunoscut în Europa, mai puțin în România. It doesn't seem to fall into this category. It's more widespread outside Romania. So in Romania it's not very cultivated. Noi îl știm, noi românii îl știm foarte mult doar ca fructe stafidite. So we know it more as we use it in the dry
form, yeah, dar we dry the fruit. Și ca plantă care produce și rodește și în România. But we also have the bushes and we cultivate them. Smochinul, deci. Yeah, the fig tree. Ficus carica. Ficus carica. Se zice, sau cel puțin veți găsi în material, că nu are prea multe calități terapeutice. It doesn't have many therapeutic... therapeutic, medicinale. Healing properties, dar medical interesant, properties. Îl găsim în Biblie cu turta de smochine, vă aduceți aminte? But in the Bible we find it... pe care un împărat bolnav trebuia să-l pună pe rană. When... a sick king had to take the fig and make a deci este dovedită și menționat chiar în tabel. And put it on a acțiunea on a wound. Plăgilor. So it has healing properties on wounds. Mai departe. We'll go forward. Nici atât nu intră în categoria fructelor mici. This one doesn't fall into the small fruit category either. Fructul lui, deși este mic, dar îl vom vedea undeva mai încolo la fratele sălbatic. Yeah, their fruit is a very small fruit and we'll see it when we examine another species. Trandafirul de dulceață l-am așezat aici din motive de decor în primul rând. So in English I haven't found a name for it, but in Romanian it's called a rose for rose petal jam. That's how it's called. So I've just translated the name, and it's used mainly for ornamental purposes. Și apoi toată paleta de trandafiri. So all the rose species. Care înfrumusețează viața noastră. That beautify our lives. Trandafirul de dulceață este gustos. These type of roses, or rose petal jams, they're very tasty. Dar trebuie să amintim frumusețea trandafirilor în viața noastră. But we need to mention also the beauty parfumul. That roses bring into our lives, also their beautiful smell. E cineva din Bulgaria cumva? Poftim, mai repetați o dată când. Mai din repetat. Bulgaria. Oh, it comes from Bulgaria? Or? Oh, if there is somebody from Bulgaria here. Valea Timocului. The Valley of Vardaru. Râul Vardar, unde este valea specială de trandafir pentru parfum. That's the special place where these roses are cultivated for their parfum. Deci știm și noi, francezii și bulgarii au esență de parfum. So Bulgarians and French, they have these rose. Dar să mergem mai departe. Water. Yeah. Let's go două specii, urmează două specii care sunt mai puțin sau au venit în România doar în ultimii ani. Yeah, so we have two more species that have been recently introduced in Romania. Goji, e și în română tot goji. Goji berry. Goji. Se zice că e, din materialul ce am citit, m-am documentat, că ar fi de prin China. From the sources he's referred to, it comes from China. Dar este și din România la fel de bine. But it grows in Romania poveste. As well. O mică poveste. Just a little story. În Alba Iulia, orașul unde am copilărit. In the city where I grew up, Alba Iulia. În împrejurimi. The surroundings. În copilărie. When I was a child. Aveam goji. We had goji berries. Este o formă numită oarecum în literatură cătina de gard. In literature it was referred to as sea buckthorn that grows on the fences. Yeah, that's. Și într-adevăr este o varietate de goji. Iată and că am redescoperit-o. It's another type of goji berries. Dar să mergem mai departe pentru că timpul ne. Let's go forward. Aronia. Aronia or chokeberry. Este destul de mult răspândit în Europa. În România a intrat în ultimii 10 ani, să zicem. It's widely spread all over Europe, but in Romania has been introduced about 10 years ago. Scorușul negru în românește. Yeah. Nu știu cum se traduce asta. Da. Negru. Yeah. Pentru că în România yeah. există in Romania we also call it the black fruit.
scoruși, vom vedea după aceea patru specii de plante sălbatice sau necultivate. We'll talk about four types of berries that are not cultivated. Iar aronia este o varietate care se încadrează foarte bine la fructe mici. Aronia could be easily placed in that category of fruits that are not used as crops really. Astringent. It just chokes your mouth or it. Destul de greu de acceptat, dar valoros ca și influență medicinală. Yes, it's hard to introduce it into the market because of its properties, you know, it chokes your mouth and trece foarte really repede good. Peste următoarele patru specii care nu sunt propriu-zis în cultură. So we'll talk about the four next species. Cornul, nu? Cornelian cherry. So these are not properly cultivated. They're not fields with these types of berries. E specie spontană în România, destul de mult răspândit și cred că și în Europa. It just grows spontaneously here in Romania. Următoarea. Next one is cătina, care este deja bine cunoscută sau cel socul. Puțin. Socul. Yeah, so elderberry. Scuze. M-am uitat unde nu trebuie. Îmi cer scuze. So he was looking at. Am imaginile împreună pe ecran. Mm-hmm. Socul. So elderberry. Plantă medicinală, nu insistăm la el. Yeah, în România există o stațiune. De fapt, era o stațiune pomicolă care a studiat, a aprofundat folosirea socului. Yes, so there was a place where they had orchards and they researched into the properties of elderberry. Cătina, următoarea specie. Sea buckthorn. Da. În foarte multe afecțiuni. There are many diseases for which these berries are recommended. They have really good healing properties. Următoarea specie. Fratele sălbatic al trandafirului, măceșul. This is the wild sister of the rose for rose petal jam. It's called dog rose. Și am mai menționat două specii endemice, le spun. Sau veci. So there are two other old species, let's say it that way. Moșmonul. Medlar. Mespilus germanica. Și scorușul, care există în România, fratele mai mare al aroniei. Rowan or mountain ash, it's the big brother of chokeberry or aronia. Lista rămâne deschisă. Puteți să adăugați dumneavoastră. So the list is left open. You may add other species if you want to. Nu ne-a mai rămas prea mult timp pentru întrebări. So we have a little time for questions. Personal sau? Yeah, so the question is how many of these species that he's presented does he personally cultivate or about 10. 15 în totalitate. There are about 15. Dar le-am văzut pe toate și le-am probat. Yeah, but inclusiv he's mespilus, worked with almost all of them. Moșmon. The medlar. Okay. Yes. E foarte rar. This one is really rare, so mai mari, da, sunt niște gutui fruit. Mai mici. Ca niște gutui? Gutui, da. Gutui în engleză. Yeah. Doesn't come to mind. So there is this yellow fruit. Care se fac moi. Quince, yes. So they're really similar to quince fruit, if you've heard of it. Yeah. So these is a really asta rare species. Yeah. Întrebări mai tehnice. So some other questions? Dacă vrem să înființăm o cultură, ar trebui să facem un test al solului și ce calități ar trebui să aibă solul? Okay, so if we want doar traduc întrebarea. If we want to establish a crop or to plant these, should we test the soil or the pH? What should we do? Înainte de a răspunde direct, îmi cer scuze.
N-am mai avut timp să analizăm al doilea tabel. Yes, so before I answer, I would just mention that I didn't think we had time to talk about the second, the next chart. Și de asemenea, ultima parte, schema tehnologică a lucrărilor. And the last part where I explain how to actually establish one of these crops. Yeah. Și acum răspuns la întrebare. So to answer your question. Adesea primesc această întrebare. I'm often asked this question. Cu dacă e necesar să facem analize amănunțite agrochimice, se numesc. To make detailed soil tests or to have it tested. Asupra solului, dacă putem planta o specie sau alta. In order to establish one or to plant one or the other crops or berries. Folosesc exprimarea lui Pavel din Evrei, din Epistola către Evrei. I will answer with the words of Paul in the book of Hebrews. El are acolo o exprimare, mai bine. It says it's better. Mai bun. It's better. Adică comparând două sisteme, sistemul vechi ceremonial, mai bun. Mai bine. He was comparing the old system with the new system and he was saying it's better. În realitate. Yeah, so the sacrifice of Christ was better than the old system. Întrebarea ca, adică la întrebare o răspuns direct este mai bine să facem aceste analize. So his answer it is better to have the soil tested. Numai că but nu folosesc dar. Numai că o completare. However, yeah. Dacă facem aceste analize, este bine să avem posibilitatea să folosim exact ceea ce ne spune analiza ca și îngrășăminte și toate componentele de fertilitate, apropo de. Yeah, so if we actually do a test that we fertilize and amend the soil so that it it becomes fertile. Ca o mică concluzie, yeah. Analizele sunt interesante, frumoase. Soil tests are nice, they're interesting. Dar ele nu ne spun prea mult despre dacă reușește sau nu reușește o specie sau alta. But they don't really tell us if one crop or another will actually succeed. Important e să le probăm și mi-a plăcut întrebarea directă sau provocarea, câte le-ai cultivat? Yeah, it's important to actually work with the plants, and I like the first question if I personally grew these crops. Mențiunea de la început în dreptul fructelor mici, arbuștii. So what I said at the beginning about the bushes, the small fruits, reușesc în condiții foarte vitrege. They can succeed in even poor soils or poor conditions. Cu un minim de lucrări și de atenție. With minimal attention. Și totuși, however, trebuie să încheiem, nu? Până și un sfert. Mai un sfert de oră? Yeah, so we have 15 deci more minutes. E prelungirea, nu? Nu, e de la 10 și un sfert până la 11 și un sfert. Ok, da. Atunci să continuăm cu întrebări. So we can continue with other questions. Mă așteptam ca Filip să pună o întrebare despre tăierea la zmeuri. So there is a question about pruning or raspberries. Vă mărturisesc că aici are din nou Rachel un merit. Yeah. Tradu-te, rog. Yeah. I don't know what he's going to say. But m-a provocat cu acest seminar. So I kind of challenged him. Și a trebuit să citesc din nou, să verific, să mă documentez. To do some more research about small fruits. Și am ajuns la pensie după o viață de activitate în domeniu. And after living a whole life in working in this area. Și încă nu știam prea bine ce să răspund la această întrebare cu tăierile la zmeuri. I still didn't know exactly how the pruning system works for raspberries. Dar acum mi s-au clarificat lucrurile. But now I have it more clear in my mind. Și pot să vin cu un răspuns. And I can answer it. Accept și aștept și o contradicție sau o neacceptare. I can take ce spun. In
different opinions if you have or other ideas. Soiurile de zmeuri și acum e răspunsul la întrebare. So raspberry species. Se împart în trei categorii. They're divided into three categories. De fapt două, care una se împarte iarăși în două. Actually there are two categories and one of them splits up into two other categories. În românește se zice floricane. Yes, in also in English we have the floricane species. Ia dacă pronunț din origine floricane. Yeah, floricane. Am înțeles, da? Mm-hmm. Și această formă de zmeură, these type of raspberries, soiurile care sunt aici, the species that actually also grow se caracterizează here, prin faptul că rodește pe lăstar de 2 ani. So, adică în anul 2, într-un an crește lăstarul și în anul al doilea rodește. So you get the fruit the second year. You plant them this year and you get the fruit, or the cane grows this year and then the next year it will bear fruit. Iarăși tehnic, deci această categorie floricane, so this category, floricane category, cuprinde două subcategorii, it split up into two other categories, tehnic numite remontante și neremontante. Pentru asta n-am găsit traducere. N-am găsit traducere. Da. So, okay. Yes, I haven't found a word in English for that, but one of the, puteți explica ce înseamnă? Remontant, da. Și ca să explic și eu. Remontant înseamnă că rodește aproape tot anul sau de mai multe ori pe an. Yeah, so one of the types of floricane species, it flowers or it blooms several times a year. Neremontante, fără acest. And the other type? Înseamnă că aduce o singură perioadă importantă de rodire. It just blooms in a certain period of sincer a season. Fiu, pe acesta îl știam și aceasta era zmeura clasică la care știam să fac tăieri. Yes, and this was the type I worked with mostly and I knew how to prune. Dar încă n-am terminat cu categoriile. Mai există o altă categorie afară de floricane. Okay, so besides the floricane category? În românește primocane. We have the primocane. Yes, primocane. Care se înțelege, which can be understood, că pe lăstarii care apar în același an, ei cresc din pământ, de la nivelul okay, solului. So the name helps us understand that, și pe ei apare rodul până toamna. That the cane that grows this year will bear fruit until fall, yeah. It will, adică it will bear fruit an, the same year. Lăstarul crește și până toamna aduce și so rod. So the cane will grow and will bear fruit the same year. Se usucă apoi și la anul apar alți în această then formulă. It dries and then other canes will pop up. Deci soiurile de zmeură se așează, se încadrează. So the raspberry species can be categorized in these groups. Tăierile încă n-am terminat. Te rog, sau poate că vrei să ajuți ceva. La floricane înseamnă că rodesc pe ramuri de anul 2. Anul 2, exact. Asta yes, so floricane, that's when the canes bear fruit the second year. Yeah, so they grow this year and then the next year they'll bear fruit. The same canes. Primocane, în același an apare și lăstarul și rodul pe urmă. But the primocane species, they grow this year and in the same year it also bears fruit and then it dries. Iar tăierile sunt funcție de această caracteristică sau aceste caracteristici. And then we need to prune them according to these characteristics and keep in mind these characteristics. Și acum să iau în ordinea în care eu eram obișnuit și știam zmeura în formula floricane. Yes, so I was used to work with the floricane type of raspberries. Cu soiurile care rodesc într-o singură perioadă, neremontante. With the first type of floricane raspberries, the one that cele care mai repede. No, cu floricane. Am amestecat lucrurile. Yeah. So, am lucrat mai mult cu floricane. Yeah. Ați spus că cu cele care rodesc în primul an și atunci se contrazice.
Am zis în primul an, cu cele care... Am zis așa, îmi cer scuze, dar nu, a fost încheierea de la primocaine, care au caracteristica aceasta pe care nu știam, că în același an crește lăstarul și aduce și rod până toamna. Iar toamna se usucă, trebuie îndepărtat și cresc alți lăstari. Așa sunt primocaine. N-am zis bine? Da, așa. Da, nu? Iar floricaine e categoria mai amplă, mai multe soiuri intră aici, unele nu... Deci, clasic, un an crește lăstarul, anul următor produce rod acest lăstar și se usucă. Și în timp ce produce rod acest în al doilea an, cresc alți lăstari care înlocuiesc. Ok, so for floricane species, this year you have, imagine you have these canes that are bearing fruit, and there are also canes that are not bearing fruit, but that will bear fruit the next year. So those that bear fruit this year, they will dry out, and you're left with the ones that are, have grown this year, and next year those will bear fruit, and other canes will start to grow. Yeah, so that's how it works with floricane species. Acestea nu se scurtează decât o porțiune din lăstar. So these kind of raspberry species, we just shorten them just a little, not very much. Funcție de vigoare a lui. Yeah, it depends on how strong the canes are or how strong the plants are. Un lăstar obișnuit. Usual or normal cane. Cam la un metru, maxim 1,50 m înălțime. We just shorten them so they're about 1 meter, 1.5 meters tall. So that's kind of the height. Bineînțeles, trebuie să avem sistem de susținere pentru că ele... Yes, we also need to have a system set up so that they don't fall to the sides. Mergând mai departe, în categoria aceasta care sunt remontante, adică rodesc și spre toamnă. Yes, so the one that blooms several times a season and you get fruit all the way till the end of autumn. Remontant, de fapt, termenul cata. Yeah. Mm-hmm. Constă în faptul că lăstarul care crește anul acesta și în mod obișnuit n-aduce rod. So the cane that does not bear fruit this year. Spre toamnă, la vârful lăstarului formează rod. At the end of the season, towards the end of fall, it actually bears a little fruit on the tip of the cane. Nu pe toată înălțimea, ci numai la vârf. Not on the whole cane, but just at the tip of it. Și această categorie se numește remontant. And this category is, yeah, the one that blooms the whole... Deci lăstarul care n-a rodit, porțiunea de lăstar care n-a rodit anul trecut și în primăvară va fi scurtat, de fapt, la înălțimea respectivă, produce producția principală în iunie. Yes, so these canes that have just a little fruit at the tip, next year it will bloom and their full production will, or peak production will be around June. Iar după ce se recoltează, and after harvest, plantele respective, prin lăstarii care îl înlocuiesc pe cei ce au rodit, the canes that are growing up, la vârful lăstarilor apare producția de toamnă. Yes, at the tip of those canes they will produce the fall harvest. So call cum it, se taie? Că asta e întrebarea. How to prune them? Destul de simplu. It's quite simple. Ne uităm la lăstar și vedem care porțiune a rodit, că sunt ramificații cu resturi de fructe. Yes. Primăvara. Yes, we look at the cane, we see if they have shoots. Și venim și scurtăm sub zona respectivă. Rămâne restul care ne va da prima producție. Yes. În timp ce crește alt lăstar, la toamnă ne va da vârful lui altă producție. Yes, so the ones that have borne fruit, we just shorten them below the tip that has borne fruit. Și în final, soiurile primocaine. And the primocaine category, care în același an crește lăstarul și dă producție. The species that just grow and bear fruit the same year. Iar toamna se usucă. And in the fall they dry.
E logic. It's logical. Trebuie îndepărtat. Just to cut them from the bottom. Vor crește alți lăstari. And other canes will grow other plants. A face tăieri, adică a îndepărta sau a tăia foarte jos, lucru care am văzut, se greșește. It's a mistake to cut them from the very bottom. Pentru soiurile floricane. For the floricane species care rodesc în 2 ani, that bear every 2 years. Nu este potrivit. It's not the best way to prune them. Încercați și veți vedea că în scurt timp distrugem plantația. Yeah, in a short time you'll discover your yield will decrease. În schimb la primocane, but for primocane species, se curăță de la sol în you fiecare can primăvară. clean out everything. Yeah. Atât m-am priceput să explic, cred că se înțelege. Yes. I hope it was understood. Yeah. Filip, ai înțeles? Yeah. Okay. Vă rog. So for blackberries, he was talking about wild blackberries and the cultivated species. Which one is more valuable? Zmeur, okay, raspberry. Am prins. Okay. Eu am prins. Okay. Un pic de mur și după aia apăca zmeurul acolo. Yes, okay. So he wants to know which type of raspberry is better. Yeah. Din câte pot face aprecierea? So, as far as I can say? Totdeauna formele sălbatice sau spontane. The wild species care cresc natural, that naturally grow, au calitate mai bună. They have a better quality. Din punct de vedere al compoziției și a efectului medicinal. Yeah, from medical perspective, they have more properties. Yeah. Însă au alte dezavantaje. But they also have disadvantages. Pe care eficiența umană vrea să le evite. Which sometimes human wisdom wants to avoid. Vrea soiuri cu fructe mari. Yeah, we often prefer în ultimul timp ca să se păstreze la raft, așa este denumirea sau termenul. And to have a longer shelf life. În magazin, yeah. Cât mai mult timp. So they stay there in the shop a longer time, but the quality is not so good. Fertility. Fertility. Yeah. Adică ceva rotund, complex și frumos. Needs to be something all round and complete and beautiful at the same time. Mulțumit. Cum? Did you cultivate wild species? Nu, eu personal nu am, sincer să fiu, e un domeniu cu care nu m-am ocupat decât așa adiacent, adică așa cu coada ochiului. Yes, so these he's not cultivated wild species himself. Dar fiind provocat la seminarul acesta, a trebuit să mă pun la punct. Yes, his specialitate. So he hasn't been working just a little with small fruits. He's more into trees. Și provocat de întrebare, mai îmi vine în minte un exemplu la căpșun și fragul de pădure. Yeah, for example, diferența. The strawberry and the wild berries, I don't know how they call it in English. Da. Yes, the wild berries are more tastier. Altă întrebare. Some other question? Dacă mai stăm. Okay, so the question is, on our property or on their property, they have wild berries and wild blackberries. Can they be cultivated or is it better to just leave them to grow naturally? Da. În listă nu a mai trecut fragul de pădure, dar ei așa se tratează, asociat căpșunul și fragul de pădure. Sunt frați. Yeah, so the strawberry and this wild little... Wild strawberries, yeah.
they're kind of sister species. S-au făcut și se fac culturi și de fragi. They actually grow and have crops with these wild strawberries. Și o provocare pentru adventiștii de ziua șaptea să încerce. And I think it's a challenge for Seventh-day Adventists to try do something similar. Însă este folosit fragul de pădure. To use these wild strawberries that grow in the forest. La îmbunătățirea soiurilor de căpșuni prin polenizări și încrucișări. It would be nice to kind of experiment with combining or ca să se creeze soiuri species cu calități gustative, yeah, cross species bune, so that we can generate or atât știu, ne have spune better species, yeah. Sigur. Yeah, so da, și dacă îi îngrijim, vor crește un pic mai viguros, dar calitatea e super. Yeah, so we can transplant these wild berries and have them grow in our gardens, and if we take care of them, they actually grow bigger than in the forests. Eu aș mai sta. De-abia am prins gustul căpșunilor. So he's ready to answer more questions if there are more. Îmi dați voie să și încheiem, nu? But we can close as well. Un mic paragraf din spiritul profetic. So a small spirit of prophecy quote. Care mi se pare cu anticipare foarte mare. That I think în cultivarea pământului, lucrătorul serios va descoperi că înaintea lui se deschid comori la care nici nu a visat. Poți să continui, da? Fiecare urmărește. Nimeni nu va avea succes în agricultură sau grădinărit fără a da atenție legilor care sunt implicate. Trebuie studiate nevoile speciale ale fiecărui soi de plante. Fiecare soi are nevoie de un anumit sol, de un anumit fel de îngrijire, iar respectarea acestor legi constituie cheia succesului. Și ultima parte, atenția necesară la transplantarea răsadurilor, astfel ca atunci ca niciun fir de rădăcină să nu fie înghesuit sau așezat rău. Grija pentru plantele tinere, curățirea și udarea, protejarea de frig în timpul nopții și de soare în timpul zilei, îndepărtarea buruienilor, ferirea de boli și de atacul insectelor, pregătirea și aranjarea, toate acestea nu numai că ne învață lecții importante privind dezvoltarea caracterului, însă chiar lucrarea aceasta în sine este un mijloc de dezvoltare. Cultivând grija, atenția față de detalii, ascultarea față de lege, se dobândește cea mai înaltă educație. Mulțumesc frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Voi citi și în engleză. So, he's read this quote, that in the cultivation of the soil, the thoughtful worker will find that treasures little dreamed of are opening up before him. No one can succeed in agriculture or gardening without attention to the laws involved. The special needs of every variety of plant must be studied. Different varieties require different soil and cultivation, and compliance with the laws governing each is the condition of success. The attention required in transplanting that not even a root fiber shall be crowded or misplaced, the care of the young plants, the pruning and watering, the shielding from frost at night and sun by day, keeping out weeds, disease, and insect pests, the training and arranging not only teach important lessons concerning the development of character, but the work itself is a means of development in cultivating carefulness, patience, attention to detail, obedience to law. It imparts a most essential training. Mulțumesc. Yeah, thank you very much.